8, Vlad Filat nu se află în grevă foamei doar 17 zile, dar 20. Din acel moment când a declarat greva foamei, s-au înăsprit dur condițiile de pensie. Dumnealui nu i s-a permis să vorbească la telefon, nu i s-a permis să se întâlnească cu părinții, nu i s-a permis să aibă parte de o medicație calificată, mă refer aici la un doctor din afara penitenciarului. Toate acestea luate împreună probabil au un scop final de a fi umilit și de a îl atrage la răspundere penală, probabil cu ochii închiși. Nouă ne pare rău de acest comportament a procurorului și a instanței de judecată, care, cum se vede, acționează în tandem. Am cerut instanței de judecată, chiar la începutul ședinței, permisiunea ca Vlad Filat să fie asistat și consultat de un medic, neuropatolog și cardiolog, dar ce lui avea dureri la inimă și anumite acuze ce țineau de acea diagnoză care a fost stabilită astăzi. Da, și referitor la ce s-a întâmplat, pentru ca să nu se facă speculații, domnul Vlad Filat a intrat în leșin în antecamera judecătoriei Buicani. Așa a scris și medicul de la urgență pe decizia sa și noi avem o copie acestei decizii. De aceea nu este vorba despre o simplă slăbiciune, este vorba despre o stare în care dumnealui nu mai poate participa la ședințe de judecată. Cât timp s-a aflat în leșin criminal? Decizia și hotărârea medicilor o să o facem publică mai târziu.